seara. Bună seara. Bună seara. Bine v-am găsit și la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. Ai mai crescut, ce ai făcut de sâmbătă? Încep eu de aici. La mulți ani, doamna Sima. La mulți ani. La mulți ani, Andrei. Ce bebe. Bine te-am găsit, la mulți ani. Crește, doamna. Crește, crește. Foarte frumos. Simona, trebuie să-ți mărturisești ceva. Ia. De sărbători, cât am stat acasă, mi-a venit o idee. Bine, n-am stat mult, am stat o oră acasă. Așa. Dar în ora aia m-am gândit că în anul ăsta nou care vine, vreau să mă fac... Vânător. De vedete. Exact, de vedete. Că n-aveai permis altfel. N-aveam permis. Oricum n-am scăpat de el. No? Da. Deci, supranumit vânător de vedete, îi se potrivește foarte bine. M-am ținut scai de dânsa și am zis să o aduc în platou. Dar nu vreți să-mi povestiți pe scaune? Ba da, chiar vreau că a pățit ceva foarte tare. Vreau să fiu o gazdă bună. A pățit ieri ceva foarte tare. De ziua... Doamne Sima, a pățit ceva? A pățit ceva, a fost ziua ei. Asta e, și nu am putut să mă duc. Da. Frumos, că e frumos, da. De ziua, cu cadouri, cu felicitări, cu telefonul care sună. Da, numai că... Spune. Terminaș vânător, măi vânător. Nu mai vreau să mai zic, dar nu mă poate opri nimeni, așa că vă las. Nu, spuneți, cum a fost ieri? A fost foarte frumos, mai ales că zilele importante din... viața mea și din viața noastră, cum ar fi Crăciunul, Paștele, le sărbătoresc acasă, în sânul familiei, iar ziua de naștere tot în sânul familiei și dacă mai mai implementăm așa câte 1, 2, 3, 4, 5 invitații de suflet care consider eu că general. Fac... Nu, și deci prieteni, că și familia m-a invitat. Și câțiva prieteni care sunt, chiar fac parte din sufletul meu și considerând că fac parte chiar din familie. Urmând, așa. Ca în zilele, cred că la final de săptămână, să facem cu prietenii. Un chef mare și să vedeți cum va avea loc acest chef mare. Cum? Spun eu? Cum? Da. Vreau să știu. Astăzi, de Sfântul Ioan, vecinii și prietenii mei, Clementina și Ovidiu Iosif, au 3 cățelușe. Cățelușele, Sofica, adică Sofia, a născut în ziua de Sfântul Ion, 6 sau 7 cățeluși, dintre care 2 i-au oprit ei. I-a dat Dumnezeu de... Pe Mia și pe Kira. Kira, că chirăia tot timpul când era cea mai mică, era chirăitoare. Ia să le ținu pe tot. Doamna Sima e cea mai mare iubitoare de animale. Și vrei să ți-i spun eu, să ții în... Să nu, nu, că n-avem nu, că e emisiunea. Dacă îți spune doamna Sima câți căței hrănește... Și la anul trecut, de exemplu, tot la fel am sărbătorit, după ce am făcut în familie, am sărbătorit cu prietenii și cu Kira, Mia și mama lor. Mama Mia! Mama Sofie, cu coifulețe, cu tort de cățel. I-ați dat și tort de cățel? Normal, tort pentru căței. Doamna, am o întrebare, a suflat în lumânare? A suflat vreunul în lumânare? Mai provocam noi să mai strănute, așa cumva să mai strănute, să știi, dar... Dar eu vreau, nu, eu vreau ceva să-mi spun. Simona, cât timp avem acum până la următoarea? Avem și o surpriză pentru... Avem 2-3 minuțele acum? Cumva să ne încadrăm avem 1 minut. Are o poveste extraordinară de pe timpul Ceaușescu, de când a spus lumea că are gene false. E povestea este extraordinară, da, este ceva. Vânătorul știe. Da, ce nu știe este că ați spus-o de Revelion, parcă nu? La concursul nostru. Cine mai știe de câte ori a spus-o? Dar mie mi-a plăcut aia, m-a nebunit. Da. Nu. Dar poate oamenii deja... O sinteză că n-are. Cert e că eu eram... foarte tânără pe atunci, pe vremea aceea, mă dusesem pentru prima dată într-un platou de televiziune, în televiziunea română, și în platou de televiziune erau invitați numai artiști de Talia, Maria Ciobanu, Maria Grei, greilor, da. Acum, aia mică și neprihănită, pierdută printre. Oaia rătăcită, ce să mai? De sus din regie, cineva, regizorul striga: Doamne, s-a întârziat atâta, să ieși afară cu genele false de acolo, că ții o armată de artiști. Pe vremea lui Ceaușescu, gene false în platou, erau gene. Și ideea, că vă spun eu repede, că numai că intră cineva pe scenă. Vă spun, a venit domnul de sus, domnul de mai de sus, un pic domnul regizor, și a tras-o de gene. Hai mă, cum o să... Uitați-vă așa cum că ați văzut un prim plan, doamna Sima. Mă, îl moștenesc pe tata, tatăl meu e... Să-i dea Dumnezeu sănătate. E foarte frumos, născut în noaptea Revelionului, să rămână. La mulți ani, să fie sănătos. Mă rog la Dumnezeu să-ți dea multă sănătate. Da, eu vreau să vă întreb, de ce nu vă cheamă Ioana? Ne, Ioan, p-
Păi nu, că eu nu sunt născută de Ioana. Știu, dar Cozina eu... de obicei, nu. Dacă... Eu știu că dacă ești născut așa în preajma unei sărbători... Ar fi trebuit să mă cheme, îmi spun prietenii mei călugări, că eu am foarte mulți prieteni în lumea monahală, în lumea monahală sau monahismului, cum se spune? Monahală. Da, monahală, zic bine, ca să nu facem greșeli. Așa, și îmi spunea, de ce nu v-a chemat Epifania? Epifania? Epifania, da, ieri da, da, da. Sfânta, a fost Sfânta Epifania? Sau e o sfântă? Mă scuzați, nu știu. Nu. În ziua de bobotează, când se schimbă apele, când se botează, când schimbarea... nu știu nici o să-i explic așa. Schimbarea în general. Schimbarea la aia se numește Epifanie? Schimbare. Da, Epifanie, schimbare. Ok. Epifanie sau schimbare, da. Și atunci trebuia să mă cheme Epifania. Dar am spus, nu-i niciodată târziu. M-am născut cu numele de Cuța, am debutat cu numele de Steliana și voi debuta în viața monahală când mă voi călugări eu cu numele de Epifania. Epifania, ce mare! Așa mă băgam în toate. Da, eu v-am spus că doamna Sima o să aibă parte și de surprize că tot avem la noi aproape de ziua ei și pentru că știu că... Păi a fost ieri și mulțumesc că... Da, dar n-am început de ieri, de duminică. Da. Duminica, da. Facem azi. Dar eu știu de la colegii mei că vă plac trucurile astea de magie și în special cele făcute de Simion El Ștefan. Îmi place Simi, da. Simi place, și cu Sima. Știu ce fac. Simi și cu Sima. Sisi și cu Sima au făcut sau un frățit. Eu sunt Sisi. Exact, Sisi. Sisi, Sima și cu... Sisi. Da, eu zic să-l chemăm pe... Eu zic să-mi pun și eu o poreclă cu Sima. Adică Simion El Ștefan, păi... Și așa mai departe, cum ar veni, exact. Să vină să-i facă ceva, doamne Sima. Să vină să-i facă... Bulverseze. Exact. Hai, Sima. Bulversarătorul șef, unde ești, mă? Ăsta vine... Tu vii de pretutindeni, eu știu. Bine ai venit. Eu zic așa, cine are portofele, cine... La mulți ani. Salut, chestii. Salut. Să rămână. Eu cu tine nu dau mâna, să fie clar. Nu dai mâna cu mine? Și nu îmi permit. Bună seara, la mulți ani. La mulți ani. Noi ne-am întâlnit și de Revelion. Ce la mulți ani? Deci de Revelion până... Ba da, vreau. Îmi place ceasul tău. Chiar îmi place ceasul tău. M-a rugat să mă gândesc la un nume... Da, ca să n-aibă acces cu ceilalți, internet, da, cu telefon, da. Cu așa. Și bineînțeles că eu în mintea mea rosteam Marcel. În mintea mea n-aveam nicio treabă. Era tata al meu, n-are telefon, nu-i plac asta. În final, și că Marcel, da? Băi, deci... Tata, deci, fac, să repetăm oricum acel moment, da? Da. Mă intra direct. Hai să ne așezăm, ai nevoie de un scaun? Eu stau în picioare. Perfect. Te rog. Eu stau tot în picioare, eu nu-mi permit. Nu. Chiar te rog să-i luăm. Atunci, doamnele, să stai jos. Te rog. Poți să-mi faci, numai să nu mă faci să mă tăvălesc pe aici. Nu, Noblețea costumului popular, nu. Anul acesta va avea o ștampilă pentru mine și pentru toți cei din jurul meu, cărora le strâng mâna. Toți vor ști, într-un final, să zâmbească sincer. Pentru că asta este cel mai important. Asta e bine, cu zâmbetul îmi place. O să repetăm oarecum. Ce s-a întâmplat mai de mult. Încă o dată vreau să-mi dau cuvântul de onoare că nu există vreo regie, nu v-am pus să vă gândiți și în direct să jucăm un teatru. Este doar în mintea dumneavoastră orice. Nu, dar eu o cunosc pe doamna Sima și nu e niciodată genul care să facă vreun scenariu de ăsta. Am rugămintea. De ce să inducem publicul? Dacă se poate face ceva, se face. Hai să-l lăsăm ca să nu-l... Pentru că ceea ce urmează, vă spun sincer, este pentru prima oară când se întâmplă la televizor. Aoleu, iar mi-e frică. Da, nu este ce, o să vedeți, pentru că este ceva ce mă reprezintă pe mine. Nu. Andrei, ia și tu loc, te rog, ca să stai relaxat, să nu fii vreau stresat. Să... Că mie mi-e frică, deci îmi rămân mințile la cap. A, așa. Îmi rămâne țigla. Din momentul ăsta am rugămintea să mă ascultați. Vreau să vă gândiți la o persoană dragă, din familie, care ați vrea să-i spuneți ceva și nu mai aveți cum. Uh-huh. Aveți o persoană în minte? Da. Da? Bun. Pentru a se vedea și acasă, o să am rugămintea să scrieți pe această hârtie, dar vreau să scrieți numele acelei persoane. Să nu vadă camera, da? De preferat... Vânător. De preferat să nu se vadă. Ok, Radu, că... să stai un pic mai în spate. Și nici... Nu, eu sunt exact aici. El e întors cu spate. Eu de aici, de unde sunt, nu pot să văd. Deci... Credeți-mă, nu văd. Nici Simion Ștefan nu are cum să vadă. Ați scris? Doar Andrei o să vadă. Da. Bun, perfect. Împachetați? Împachetează? De preferat. Da. Să pachetați, doamna Sima, frumos, să nu se vadă. În patru, împachetați în patru. În patru, perfect, nu se vede. Nu se... Mă pot întoarce? Văzut, noi n-am văzut, da. Mă pot întoarce, da? Da. Vreau să dăm timpul înapoi.
undeva în copilărie. Da. Vizualizați o scenă alături de acea persoană? Multe. Ce spune dacă în acest moment ar fi aici? I-aș spune că îmi lipsește foarte mult și aș ruga o să rămână. Tocmai mi-ați dat un indiciu că este vorba de o persoană, este o femeie. O persoană. Uitați-vă la mine. Da. Există momente în viață în care noi, doar în imaginație, putem iubi sincer, putem fi sinceri cu adevărat, dar uităm să ieșim din imaginație de multe ori și să facem chestia asta în realitate. Repetați în gând numele acelei persoane. Gheorghița? Am plecat. Stai puțin să vedem ce a scris Gheorghița. E bunica mea. Bunica? Gheorghița, da. Nu că n-ai mă ce să faci. E bunica mea. Totul deci v-am zis se întâmplă. Arătați da. Și bilețelul, da. Doamna Sima, ca să fie toată lumea. Da. Da, se vede. E bunica mea. Da. Pentru că toți putem să zâmbim. Nu contează. Da. Chiar nu contează. Bunica totul mea. Se întâmplă în mintea noastră. Deci pe mine mă las fără cuvinte. Și la Andrei, pentru că avem o surpriză pentru doamna Sima. Da, Simion? Da, avem o surpriză. Spontană. Da. O surpriză spontană. Da. O surpriză pe loc. Pe, da, cel mai bine să vă ridicați. Când ați jucat ultima oară cărți? Cărți? Da. N-am jucat, nu joc cărți. Dar le cunoașteți? Da. Da? Da. Tinerețe, trebuia ce măcar. Șeptică, Macau. Nu era tine pachetul. Nu, e la mine. E la mulți ani în urmă. O să mă rugăm mintea. Tehnologia asta. Să... Doamnă, țineți-vă buzunarele. Îmi spuneți stop, vă rog. Când stop. Da? Sunteți sigur? Da? Asta? Da. Da? Așa. Vă reprezintă cartea asta? Da. Sigur, da? Mm-hmm. Vreau să țineți pachetul, vă rog. Cu ocazia asta o să puteți să vedeți. Așa. Că sunt diferite, da? Sunteți gata? A dispărut colțul, da? Ce ai rupt? Ai pe naiba. O să vedeți imediat unde credeți că se află colțul. Unde este? În buzunar la tine, Simion? Nu. Nu? La unde? Nu, credeți-mă. Avem... Ia. O mică surpriză dulce pentru dumneavoastră. Nu spune. Și să... Să vină tortul normal. Asta e cel mai bun. Ce aniversare fără tort. Ce bucurie. Vreau să... Bravo. Să țineți doar cartea. Nu cred. Doar cartea. Și o să vă iau restul de cărți. Așa. Bun. L-am pus pe scaun. Mulțumesc. O să am nevoie de un cuțit. Avem cuțit. Tăiem, îl tăiem aici. Da, normal că îl tăiem. Îi luăm asta. O să plec de aici, de la ora 12, cum ar fi. Și vreau să-mi spuneți stop, da? Când doriți dumneavoastră. Când doriți. Stop. Aici? Da. Acolo pe ciocolată. Toată lumea o să spună că acest ok, da, ridicați-o. Ridicați-o. Ușor, ușor și întoarceți pentru că. Nu cred. Uitați, nu vreau să mă ating eu. Nu cred, uitați, oameni buni. O să țin eu. Întoarceți dumneavoastră. Nu pot să cred. Mai stați un pic. V-am zis, doamnă, lănțișorul mai aveți? Asta ceasul. Ceasul. Ia uitați, este asul. Ceasul. Ceasul meu. Am uitat să vă. Băi, uitați, stați un pic, oameni buni, să ne revenim. Am ajuns la finalul emisiunii. Avem un tort pe bune. De fapt, ce este tort pe bune? Da, un tort pentru doamna Sima să le ia acasă și flori. Mulțumim foarte mult. La mulți ani, doamnă, să fiți sănătoasă. Doamna Sima, uitați acolo la George. Mulțumim, George. Mulțumim, Simion. Mulțumim și lui Andrei pe care o seară minunată vă dorim. Da, da. Ați făcut gospodină un aspirator. Mulțumesc. Paula, te rog să le mulțumesc și colaboratorilor noștri. Voi fi o gospodină desăvârșită. Mulțumim.